Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Mr. Meat. Probabil majoritatea știți deja jocul, eu încă nu știu. Este un fel de Granny, din câte am văzut și eu pe la altcineva. Înainte de a începe episodul, nu uitați să dați și voi un follow pe Instagram, ovidiu.700 și un like-uleț acolo pe YouTube. Pe YouTube. Deci, suntem Mr. Meat, bănuiesc. Așa e numele meu, adică sunt domnul carne, domnul porc. Ce-s eu aici? Am ajuns cu mașinița la o căsuță. Așa. Și ce facem aici? Am 3 nopți ca să salvez o fată. Ok. Și asta e casa. Deci trebuie să intrăm aici. Avem shotguns pe deosebire de... Ia ce avem aici? Pe deosebire de Granny. Bineînțeles că nu putem intra în casă. Ar fi fost culmea. Nici aici 100% nu o să putem. Ok. Care e faza cu shotgun-ul? Use the shot to get into the house. Ok, deci pe aici nu merge, logic. Ce-i cu asta? Uite, bă, ce frumos e cerul, bă. Opa, mi s-a dus controlul. Aici ce avem? Înainte explorăm tot să știm exact la ce să ne așteptăm. Mai încolo. Deci acolo e o intrare, ok. Și aici ar mai fi o intrare. Da, aici nici nu mi-apare mâna, deci asta nu știu ce e. Ce e aici? Opa, altă intrare. Da, dar la fel nu mi-apare, deci probabil... Sau la geam. În fine, hai să încercăm la ușa asta. Dăm să tragem. Ok. Oare am gloanțe nelimitate? Că atunci aș putea să trag în... Uite, o doză. Stați un pic, că e ca în Granny. Avem nevoie să luăm chestii de jos. Bă, ușa o să o las deschisă. Nu știu exact ce trebuie să fac. Deci avem doze, ok. Auleu! Mamă! Păi nu pot să trag în... nu mai am gloanțe, bă! Deci e degeaba acum. Ok, am luat o doză. Nu pot să mă pun jos, am înțeles. Auleu! Auleu! Mamă, deci jur pe ce vreți voi că mi s-a făcut pielea de găină. Am revenit după o scurtă pauză publicitară. Mamă, ce mă enervează că bag reclame mereu. Ok, aparent m-au închis undeva. Bă, dar nu știu ce trebuie să fac, nu știu cum mă ascunde ăla. Ia uite, aici putem interacționa. Am vărsat sacul și... What? A venit un porc peste mine, bă! Porc nebun! Așa trebuia să ieșim noi de aici. Ok, dar... deci așa trec pe aici? Trebuie să dau... M-a omorât porcul, bă! Serios? Deci mă omoră porcul. Hai mă, dă-o încolo de treabă. Tot aici, nu, suntem în alt loc acum. Avem o chestie de asta de lemn. Nu o putem folosi la ușă. Putem sări pe aici. Ok, și cum trecem? Aha, deci am înțeles cum trec de geamuri și de chestiile astea. Am ieșit afară, uite o căruță. Nu prea înțeleg. Ce fată trebuie să salvăm? Bă, dar porcul ăsta chiar ne omoară. Da, bă! Porcul ăsta ne omoară, bă! Mamă! Păi și eu ce trebuie să fac? Aoleu, tot aici, tot de porc am dat! Lasă-mă, porcule! Ai, bă, serios, mă omoră porcul! Deci eu nu sunt stare să trec din cauza porcului, nu din cauza la Mr. Meat. Așa cum am înțeles, nu eu sunt Mr. Meat. Hopa! Ia uite! Ok, și cum trec? Aha, am și trecut. Bă, deci nu pot să scap de porc. Și acum mă ridic în picioare. Uite mă, de aici, mă, doamne, în sfârșit am văzut și eu chestia asta la noaptea 3. În jurul casei, nu văd nimic aici, oare de ce mă pot urca? Să există un motiv, nu? M-am urcat pe gar și atâta, oare? Nu pare a fi nimic, acum naiba știe. Trebuie să mă apropii să văd dacă mă lasă să interacționez. Deci aici nu am nicio... Opa. Mi se pare că am văzut iar porcușorul. Ia să vedem. Aici ne ascundem. Ok. Era și normal să fie ceva de ascuns și pe aici și așa. Aici nimic. Aoleo, nu porcu, iar te rog, nu porcu. Nu pot. Bineînțeles că pe acolo nu pot să o iau. Ai, bă, iar mă omoră porcu. Nu pot să cred. Do you want to try again? O să continui de aici, o să mă uit la reclamă și revenim. Ok, am revenit cu noaptea 4.
Hai să vedem, bă, dar nu pot să trec nici cum de porcul ăla, m-a traumatizat pur și simplu. Trebuie să intru în casă, acolo sunt mai în siguranță, că nu-i porcul. Acolo l-avem pe Mr. Meat, dar e mai safe decât porcul ăla. Mă, bine, am și intrat undeva. Aici ar o să dăm de porc mai mult ca să... Opa, uite porcul. Deci cum facem să trecem de porcul ăla? Mă distruge porcul, deci nu trebuie să o luăm pe aici, clar. Trebuie să o luăm prin partea asta pe undeva. Sper să nu vină iară porcușorul. Care porcușorul? Că-i dita mai porcul. Uite pe aici, sper să o putem lua. O fântână cam ciudată, sincer. Nu putem face nimic din câte văd. Da, deci nu putem interacționa cu fântâna. Ușa e închisă, serios? Acum mai lipsește să vină iară porcul, că m-a traumatizat. Opa, deci nu putem merge pe aici. Bă, dar chiar nu putem lua niciun obiect. Aici bănuiesc că... Opa. Opa, ia uite unde ne băgăm. Stai să închidem ușa. Ia uite unde m-am băgat în budă. Bă, am o doză, dar... Nu știu sincer dacă mă ajută. Nu, nu o să iau dozele acum. Trebuie să mă pun jos aici, ok. Și unde ajungem oare? Uleu! Ăsta așa e că e un om. Sunt destul de sigur că e un om. Și am ajuns în bucătărie. A, sau nu e neapărat un om, e doar carne, așa că... Ai, uleu, un frigider! Mamă! Putem lua chestii, putem deschide closet door, ok? Nu avem nimic. Bă, dar oare pe cine trebuie să salvăm? Adică știu că pe o fată, dar... Cine-i fata aia? Nu-i nimic, o să aflăm. Noi mai facem episoade până găsim fata. Bine, sper să nu fie și jocul ăsta la fel. Aoleu! Aoleu, aoleu, aoleu! Mă duc în frigider. Ia să vedem, vine în frigider după mine? Nu cred. Bănuiesc că e ca în Granny, nu? Bă, sincer, jocul se mișcă mai bine decât Granny, doar că... Îmi va lua ceva timp până îl învăț. Până mă descurc cu domnul carne. Bă, dar arată casa cam ca la Granny, mă, acum îmi dau și-o seama. Deci în toate dulapurile astea chiar nu-i absolut nimic. Super tare, uite și sus mai sunt dulapuri, doar că nu merg deschise. Ok, deci în bucătărie nu avem nimic. Uite o ușă. Am ajuns fix acolo unde mă uitam înainte. Bă, nu știu care e faza cu dozele, că probabil ca să-l distragi pe domnul Cărniță. Doar că nu știu dacă am nevoie de așa ceva. Am mutat aia și... Serios? Pe tavan nu pare a fi nimic. Ce am găsit o... Un, o chestie de aia, nici nu știu cum să-i zic acum. Ok, și ce fac cu ea? Unde-i? Unde-i? Aoleu, aoleu! Bă, măcar știu că am aici frigiderul, deci întotdeauna când vreau să fug, mă bag în frigider. Îl văd de aici? Ma, aoleu, ia uite-l. Exact ca Granny, bă, ăsta e soțul lui Granny, bă, acum au plecat Granny în vacanță și a venit soțul ei. Mamă, hai că e interesant joculețul. Și bineînțeles, e un joc de telefon, îl poate juca absolut oricine, Moca. Hai, bă, m-a văzut iar. Vreau să mă duc și eu acolo, în camera aia de lângă scări. Acolo nu am apucat să explorez prea multe. Dar dacă tot vine după mine... Opa, ce s-a auzit? Să nu spui că a pus o capcană ca Granny. Hai mă, nu... Aoleu, m-a văzut iară. Nici nu știu ce să fac, sincer. Cred că o să fug altundeva. O să fug sus. Explorăm și sus! Uite bă, că am scăpat de el, bă! Ok, nu ne putem ascunde și noi ca tot omul? Deci asta ar fi o problemă, faptul că nu ne putem ascunde. Măcar, nu știu ce să fac, mi-e frică deja. Avem o doză, dar în continuare nu prea văd la ce aș putea folosi doza, că eu nu sunt stare să mă joc pentru mine. Apoi să stau să-l distrag pe domnul Cărniț. A, uite aici mă pot ascunde. Uai, la fix m-am ascuns. Deci așa ca pentru primul episod explorăm toate camerele, vedem ce se întâmplă. Momentan nu am găsit niciun obiect, doar doze. Nu știu la ce... Și nu am găsit nici fetița sau femeia pe care trebuie să o salvăm.
De ce are o bucată de carne în mână? Și atâtea tatuaje urâte și colorate. Sper că s-o duci jos. Așa e că pe acolo te duceai jos. Aici vedem un tablou cu carne multă. Băi, creepy. Sunt într-o palme. E mai creepy un pic decât Granny, sincer. Sper că nu aude când deschid ușile. Bă, faza e că chiar toate sertarele sunt goale. Nu știu de ce le mai putem deschide dacă absolut toate sunt goale. A, în dulap acum, cred că ne puteam ascunde și sub pat dacă eram un pic mai atent. Aoleu, 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 aoleu. Nu. Bun, 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 am apucat să mă ascund. Mamă! Deci încet, încet verificăm fiecare cămăruță. Bă, dar ce tatuaje urâte are să intra pe al meu. Du-te, bă, jos, bă! N-am nevoie de tine aici sus. Copile! Aoleu, hai că până se duce jos. U se plimbă el, mă. Hai, mă, lasă-mă în pace. Du-te, așa, du-te. Deci în cameră, ia uitați aici, ba nu mă, sub pat nu mă puteam ascunde, deci chiar nu mă pot ascunde sub pat, asta e nasol. Cu doza aia, mă spart cu doza, aici am căutat, mă? Uite, bă, primul obiect pe care îl găsim, un ciocan. Ok. În camera asta, n-am fost aici la tablou, iar numai chestii cu carne. Credeam că mă pot ascunde în tablou, era o chestie. Hai, mă, serios. Aoleu, sper că nu m-a văzut. Nu cred că m-a văzut. Mamă, ce bine că văd scările de aici. Aoleu, zic că nu m-ai văzut, te rog. Ce naiba fac cu ciocanul acum? Asta e întrebarea. Deci măcar știu că putem găsi obiecte, ceea ce e foarte bine. O să aștept să coboare iară, pentru că mai avem o cămăruță de văzut aici la etaj. Bine, și camera aia în care era un fel de acid în vană. Și acolo trebuie să mai explorez un pic, dar și în dreapta de tot mai era o cameră pe care, la care nici n-am deschis ușița. Da, hai bă, te mai duci și jos. Domnul Cărniță! Aolo, dar când va trebui să stau aici? Mă pot mișca în... A, nici nu mă pot mișca în dulap. Să stau așa nemișcat cu un ciocan în mână. Un ciocan cam dubios. Și pe care nu știu la ce trebuie să-l folosesc. Bine, poate ca în Granny trebuie să sparg niște scânduri cu el. Mamă, dar chiar nu mai pleacă? O să rămân aici la infinit? Băi, deci am mai așteptat încă un minut și nu vrea să plece. Deci nu avem decât... Nu știu unde naiba au ajuns. Sper să nu mă prindă fix acum. O să închid ușa. Sper să nu vin aici. Doamne ajută. Ce avem aici? Bă, ne putem... Uleu! Ne putem ascunde aici în asta? Din păcate, nu. Bă, dar atâtea chestii și nicăieri nu putem umbla, nu putem face nimic. E cam dubios, sincer. Și ciocanul, în continuare, nu știu la ce trebuie folosit. Deci în camera asta chiar nu-i nimic. În schimb, am găsit câteva picioare. Am înțeles, mi se pare corect. Deci, bine de știu că Mr. Meat e un criminal. Foarte nasol, nu o să mă mai uit acolo. Hai să vedem cada asta cu acid, care e faza cu ea. Nu ar trebui să mă arunc în ea. Putem sparge oglinda. Opa! Am găsit un safe și ceva blowgun. Nu știu unde e Mr. Meat acum, să mă ascund un pic. Sigur o să vină, n-are cum am spart o oglindă. Bă, deci începem să găsim chestii. Deci am găsit un pai sau nu știu ce naiba era aia, ceva de suflat oricum. Și că blowgun. Și un safe cu cod. Da, pare nu vine. Nu știu, nu mai are stres. Hai să vedem care e faza. O să luăm blowgun-ul ăsta. Opa. Acum chiar trebuie să vină, deci n-are cum să nu vină. Uite cum stau cu ăla. În ce naiba va trebui să suflu? Bă, dacă tot nu vine, nu înțeleg. Alo, domnul Cărniță? Vă invoc. Nu vine, mă. Deci am găsit safe-ul, bine? Deci știu, uite că mai sunt chestii acolo, dart. Deci mi-a sunat niște săgeți de dart, un safe. Tot aici am lăsat și ciocanul. Deci la baia de la etaj găsim o grămadă de chestii. Ok. În camera asta am zis că mai am treabă. A, aici am fost la început, bă. Da, da, mai sunt chestii, uite.
Am ajuns în subsol, mamă, dar e mult. Uite, am găsit o cheie, bă. Nu știu sincer ce naiba să fac acum. Aici mă ascund. Mamă, ce loc de ascuns. Dar e foarte bun. Uite, iară doză. Ce e asta? A, tot o doză. Bă, sincer, mai bine aș lua cheia. Mai bine iau cheia să vedem ce ar trebui să deschidem cu cheia. Nu știu unde e domnul Cărniță. Eu tot arunc chestii și nu vine după mine. Și asta mi se pare foarte dubios, sincer. Am ajuns în garaj. Ok. Ce? Uite, avem... Mamă, dar deja am găsit obiecte, bă, dar nu știu ce să fac cu ele. Maică, mașina asta e mai rea decât în Granny. Mamă, cum e aici? Dar mă pot urca pe ea. M-am blocat aici? Nu pot să cred că m-am blocat aici. Ba, uite că am reușit să trec. Doamne, ce dubios. Deci, momentan nimic. Opa, am intrat înapoi în casă. Hai, că nu-i dubios. Bă, dar am explorat o grămadă de chestii. Ia, putem folosi cheia aici? A, am deschis. Bă, ia uite, ia uite, ia uite. Bun. Mamă, am reușit să intrăm aici. Deci, ai, serios, deci doar am deschis ușa, atâta. Bă, am deschis și ușa asta și ușa aia. Afară putem pleca, mă. Ia stai un pic să vedem de cât timp filmăm. A, încă ne mai permite timpul să ne mai jucăm un pic. Nu știu ce naiba. Uite și aici o ușă. Dar e închis. Trebuie să spargem geamul cumva. Unde naiba am lăsat toporul? Undeva... În baie l-am lăsat, ok. Bă, dar nu l-am mai văzut pe Mr. Cărniță de mult timp. Nu știu care e faza cu el. Hai să luăm toporul. Să vedem dacă putem sparge gemulețul ăla de afară. O să las ușile deschise, că... Nu să știu mai bine pe unde am trecut. Putem sparge aici? Nu, nu putem sparge. Și aici bănuiesc că putem face ceva, dar nu știu sigur. Oare cu săgețile de dar ce naiba putem face? Ok, o să mă duc înapoi în căsuță. Bă, dar nu știu ce să zic la porc acolo ar trebui să mai merg, dar mă omoară imediat porcul ăla. Ați văzut că cu Mr. Meat n-am nicio problemă. Când dau de porc, mă distrus. Deci aici nu e nimic. Mai mergem o dată la etaj. Sigur, atât e tot? Am... Uai de capul meu, ce s-a întâmplat? Doamne ferește, ia uite, bă! Deci așa, ăsta e sfârșitul meu. Pune porcul pe mine. Mamă. Bă, dar chiar că e creepy porcul ăla, ce naiba, ce dinți are. Deci m-a mâncat porcul. Am sfârșit super tare prin a fi mâncat de un porc. Deci ne oprim aici pentru acest episod, am fost mâncat de porc. Pentru episodul următor, cu siguranță o să mai caut eu informații, să văd ce trebuie să fac, că sincer m-am cam bătut jocul un pic, m-am mâncat porcul ăla. Sper că v-a plăcut episodul, nu uitați de like, share, subscribe, comentariu, clopoțel, follow pe Instagram, video.700 și noi o să ne revedem data viitoare. Salutare!